prieteni, vă salut, suntem de dimineață pe drumuri. Trebuie să duc și punga aia la cineva. Suntem de dimineață pe drumuri și El Nino ne cântă de ne sparge timpanele. Chiar dacă vremea nu mai e cum ne obișnuit să fie în fiecare dimineață, acum e cum ne obișnuit seara să fie. Deci așa fenomen. Așa vremea aiurea a fost la Cluj în ultimele 5 zile și nu numai la Cluj, am văzut că în toată țara din ziua până pe la 7, cam așa seara, soare, căldură de tip nădușă sufocantă și după aceea buf, grindină, bolovani, pietre și tot felul de nebunii. În fine, trebuie să dăm o fugă până la Ciurila, la casă, fiindcă tata fiind plecat în Franța, nici nu știu unde e Franța, Elveția acum. Au rămas muncitorii singuri și nu, mai trebuie să-i ajut acolo cu un alta, cu câte o comandă, trebuie să vin în Cluj, trebuie să duc materiale. De exemplu, și acum trebuie să trec pe la Cherestea, pe la depozitul de Cherestea, ca să plătesc o comandă ce-au făcut-o băieții. De ceva piatră, nu piatră cubică, sau metru cub, da, au zis metru cub de lemn, nu știu, în fine. Ajungem acolo și vedem. După aceea ne mai oprim în mai multe direcții, dar vi le voi spune din mers. Vă pup! Acum am bătut palma, prieteni, uitați aici, în Dubasul o să fie toată Cheresteaua. Vă dau și dimensiunile, și prețul, și tot. El e protectorul Cherestelei, maestru pădurilor și acolo maestru de fișurilor, dar s-o băga și pe mecanică. Trebuie să dăm o fugă până acasă, pentru că n-am avut întreaga sumă la mine pe care trebuie să o achit. Băi, e foarte scump lemnul. Din câte am înțeles, s-a scumpit acum în ultima perioadă. Am văzut... Na, no, unde te bași mere? Macarale. Macarale. Poate mai acum sus. Totul dispare. S-a scumpit acum în ultima perioadă, că am văzut o poză pe internet. În anul 2019, pe un cântar erau puse niște bucăți așa de lemn, câte, și jos suma de $1000 sau mai știu cât. Ca și cum cât lemn cumpărai în anul respectiv cu $100. Știți? Și în partea cealaltă, anul 2021, și cât lemn cumpărai cu aceeași sumă. Era mai puțin de jumate. Vă dați seama? Mai puțin de jumate. Am făcut poză la dimensiuni și la astea pentru cei care sunteți curioși și care vă aflați într-o ipostază asemănătoare, să faceți o comparație. Poate la noi la Cluj e mai ieftin lemnul, că nu, dragilor, suntem între păduri, avem șumeri, avem ditate, braz. Poate la noi e mai bun prețul. A fi mai bine la noi. Dau o fugă până acasă, iau banii, mă întorc aici. Numai știți ce mă gândesc? Muncitorul, de ce n-a făcut el treaba asta? Că eu am înțeles că el dă comanda, adică, sau are, n-acceptă, dar cum să nu, că sunt de-al noștri, deci ne cunoaște. Faci comanda la telefon, bam, bam, cu tare, atâta, te duci și lași banii. Mă, nu, poate nu acceptă firma, că să trimiți așa lemn pe nașpa, să mergi la recuperare, trebuie să dai bani pe recuperator. Da, politici și reguli. Oare să ne oprim să și mâncăm ceva? Nu, dacă mi-am dat cuvântul, le-am zis că vă întorc repede și le aduc banii, nu-i mai țin după mine. Dăm o fugă până la mama, mama e cu Tokyo. Hai să intrăm peste ei să vedem ce fac bandiții. Ne-au fiți atenți cum așteaptă mama. La plăcinte înainte, la război înapoi. Îs umplute, îs... No, să vă știți și asta. Începe cu A. Legumă cu A. Legumă cu A, dar nu știu ce Tokyo nu e aici. Unde-i Tokyo? Ce întrebare pun, normal că e sus. Unde?
Îmi place să-i pun întrebări, de-am pixul lui mama. Reacția ei e de neprețuit. Agave. Liana, cum să numesc ăstea? Agave? Mamă, cum se numesc alea? Agave? Andive. Andive. Și ce ai făcut? Andive cu pui? Dacă v-aș putea transmite mirosul. Așa. Dulce. A dulce mirose. Da, am promis că nu mănânc. Fiindcă mă grăbesc să le las banii la ăștia. M-a sunat și Mocanu, m-a rugat ceva, trebuie să ia loc și lui. Vreo 20 de minute, cam așa, că trebuie să gândesc că m-a rugat ceva. Și nu trebuie să gândesc ce să-i răspund, trebuie să gândesc cum să-l ajut. Cu ceva fain ce vă pregătește. Ce-i făpâț? Salută-l pe tata. Așa, Doamne, să te mâng eu pe tine, frumusețe ce ești. Cum te-ai împrietenit tu cu Tokyo. Nu stai acolo și dormi. Nu dormi. Frumusețea mea. Știi că ești frumoasă. Împopoțonata. Ceva ce vă pregătește pentru voi și atenție foarte mare, pentru că n-am vorbit, să fiu sincer să vă zic, bă, m-a anunțat că atunci o să iasă piesa, însă ar trebui, după mirosul pe care îl am eu, pe care îl simt, ar trebui să se apropie ziua în care piesa, colaborarea mea cu Holly, să fie lansată. Tă plăcinte simt. Cred că de-aia nu pot să-mi dau seama bine când o să fie lansată piesa, că agavele și plăcintele mă dezorientează. Ce și-a pus aici? Uite ce-și face mama. Nucă. Apă cu nucă. Lași nucă acolo cu tot cu coșul și-și trage toate vitaminele și toate mineralele din nuci. Foarte mari și mecherie. Sănătate curată, domnule. Sănătate curată. Liana! Domnule, dacă ai fi atent când vorbesc cu tine. Nu te du, nălea că-i frig afară. Nu te caută, că sigur n-ai înțeles. Mamă! E ceva mai gros pe tine. Liana! Lobo, lasă-mă, te rog frumos! În care plic? La mine în cameră? Nu, imediat, te duci și caută-l, eu când vorbesc, fii atent. Trebuie să avem grijă de membrii familiei mai sensibili, că nu, vremea rea, frigul îi poate afecta. No, bine, mamă, gata cu ăstea, te rog frumos, îmi spui că termin cu glumele. E la mine în cameră plicul. Nu e aici, așa-i? Hai să vă arăt ce modificări mi-a făcut mama. Ia uitați, țineți minte că dula pe ăsta era acolo. Fiți atenți aici. Pa! Nu știu pe ce mi-am pus ăsta aici. Jap. Semințele marinarului. Ceasornicărie. Parfumerie. Ochelărie. Nu mă mai duc mai jos, că e nebunie. Nu l-am găsit, Liana! Ce? Nu, hai că mă grăbesc acolo, că le-am zis la băieții aia că mă întorc repede. Nu mă grăbesc, consideră că ți-am zis sau ieșit afară din casă, nu? Da? Am bun. Eu zis să consider că mi-au zis și au ieșit afară din casă și nu mai mi-aduc aminte. Deci, ce aș face în cazul ăsta?
cazul ăsta nu sunt prima. De ce? Păi tu, mamă, ai zis să consider că ai ieșit afară. Da. Păi și-am considerat și te sun. Păi nu, că era pe limbă să zic că am ieșit afară fără telefon. E, mamă, te fac jumbușucuri și la vârsta asta. Nu, hai zi-mi să nu mai stau. Tocmai ce ți-am spus. Hai că deja am ăsta, adrenalina, tensiunile inimii. Nu, no, spui te rog ca să nu mai stau. Nu, te rog, că n-am spus două ori. Ai, dar nu am fost atent unde ai scris picul. Dar nici nu mi-ai zis, vezi că am filmat, nici nu mi-ai zis, mi-ai zis că sunt plicul alb. Da. Nu, no, vezi ce ambiții spui. Cu propriul tău fiu. Mamă. Așa trebuia să fac și eu, de câte ori nu mai înțeles. Chiar vrei să o dăm pe sentimentală? Bă, uite-te. Nu așa faci întotdeauna. Și nu mai zice nimic, nu mai vorbești nimic. Deci eu pot să stau să mă duc în orice subiect. Poate câteodată când am noroc o ating și din tăcerea ei mai îi scapă câte o vorbă. Dar după aia tace. Ca și cum să mi-o întoarcă din vorbă. Bam. Îmi întoarce replica și să bagă iar în carapace. Piu. Nu te supăra, tu ar fi trebuit să fii testos în semnul zodiacal. E, dar cine stă pe 2 mm de loc pe stâncă și nu pică? Ha, mamă! Capra de munte. N-o zi. Deci ai grijă că și tu când o să ai nevoie să afli ceva de la mine. Nu, după ce îmi spui, atunci da, dar nu că am nevoie să afli ceva de la tine și nu-mi zici. Păi zic, dar zic în așa manieră încât să nu înțeleg sau auzi. Hai, nu spune-mi, te rog, că așteaptă ea și după aia crede că m-am oprit să mănânc. Că le-am zis că nu mă opresc să mănânc. Tocmai, dacă știai că așteaptă, trebuie să fii atent la ce te spun. Da, dar când vorbesc cu... Când vorbesc cu mine, ești atent la mine. Hai de tati, mă. Vrei să iau pâța, să o trezesc? De ce? Păi să mă multiplic cu ăla. Sau ce e? A, Elia! Zi unde e plicul. Mă, copile, în loc să stai cu camera după mine, să tăt, unde oprește la gândea și din ce ți-am zis și du-te și... Oprește la gândea și din ce ți-am zis. Feriască, sfântul, tu, mamă, tu te joci bambeliș cu mine. Fai de capul meu, opresc să fac căutări grele și ne revedem. Banii am găsit, dar... Ce-am mai găsit când am deschis ușa asta, o frumusețe ieșită din mine. Hai, ce mâine era ușa. E, mamă. Domne, vine și că ești franțuzaică. Le petit beurre. Țărancă. Franțuzaică, țărancă. Merge. De la munte sau de la deal? După ce... De la turn? Te-ai sărâncuță de la turn, mamă? Lasă-mă. Când ai auzit că am găsit bani, ai deschis ușa așa cum când ăsta a dut copilul, lasă-mă. Bandită, mamă. Păi da, tu că vor să știe toți. Și când ți-ai pus alea, zi, ce ți-ai pus, toate fetele au zis, bă, unde, cum, foarte frumos. Ele te văd drept un exemplu. Păi și la interservisar, 1500 de lei. Nu, menți, Ileana. Ce? Că nu a fost 1500 de lei. Bă, nu a fost. A. Bine, nu a fost atâta. Cum nu? Prima dată a fost 400 de euro. Na, nu-i minți. 1500 e forință.
Bun, hai că ne-am lungit. Fug acum la chiaristea. Nu fiți atenți, de ce nu... Bine, de ce nu merg lucrurile și astea? Deja sunt polemici și prostii. Dar, să vezi ce s-a întâmplat. Eu mereu în gând, bă, hai să mă duc repede, să mă duc repede. Ca să îmi țin cuvântul față de băieții ăștia cu lemnul. Și băieții ăștia cu lemnul nu și-o ținut cuvântul față de mine. De ce? Pentru că m-a sunat acum muncitorul și-o zis, Lobo, vezi că m-a sunat băiatul de acolo, ce să facă, dacă să mai vine sau nu? Că încă nu te-ai dus să le lași banii. Când eu m-am înțeles cu el și am lăsat, i-am zis, trimite-le că vine înapoi. Nu știu dacă am filmat sau dacă v-am zis. Și-o zis, bun, am lăsat adresa tot. Și încă eu le-am zis, bă, n-am tăs banii, hai că-ți las. Eu am vrut să-i las 5 milioane. Hai că-ți las ceva bani, știi, ca să fie siguranță că nu, drumul nu mergi până acolo aiurea. Și-o zis, nu, lasă-mă 100. I-am lăsat 100 ca să mă sune ăsta să... Și-o zis că pleacă. Și acum mă sună ăsta, zice, bă, nu a venit nimeni și m-a sunat că dacă mai pornește sau nu. E nebunie, credeți-mă. Cei care n-au trecut prin asta, eu știu că am avut apartamentul, studioul, garsoniera, ce îi, în construcție. Și am avut și apartamentul lutat, adică al nostru, unde stăm cu mama și cu tata. Știu ce înseamnă. E nebunie, harababură și haos. La orice echipă profesionistă și orice apelezi. E haos. La fel ca și cu costurile. Nu poți să-ți faci un buget, să zici, bă, ai 100 de mii fix. Calculez. Că tot timpul vin chestii măruntaiuri din astea. Și se adună, te dă peste cap și dintr-o 100 sare într-o 110.000. De fiecare dată. Rar când ești pe minus. Adică sub bugetul pe care ți l-ai propus. Rar. În fine, hai că acum ajungem. Am rezolvat și cu băieții de aici. De fapt, băiatul, că unul s-a dus cu transportul și a rămas celălalt. L-am întrebat când o trimis. Și a zis că a plecat. Când a plecat? Acum 5 minute. Dar eu l-am întrebat că nu, așa ne-am înțeles că trimiți aia, îți las garanția de 100 cât ai zis tu. El a zis că o trimis-o așa târziu, numai acum 5 minute, din cauza că a durat până ce s-a făcut încărcarea. Nici de cum că nu am venit de ocupat. Acum, da, mai degrabă a fost ceva neînțelegere sau... În fine, contează că o trimis-o și nu știu dacă e dumă sau nu. Da, n-ar avea nicio. Vedeți? Rău că n-am filmat chiar în momentul vorbirii. Ca așa era pe cameră tot. Dau fug acum până la Ciurila, vă las, prieteni, ne vedem direct de acolo. Să vedeți și voi, cei care nu urmăriți canalul tatălui meu, să vedeți unde șul acasă, cum e intrarea, foarte tare zona. Am uitat să vă filmez de acolo, cum să vă arăt cum să intre aici, dar vă filmez de spate, când mă întorc. Nu fiți atenți, aici e casa. Aici o să fie beciu. Grama de vin. Grama de vin. Aia, că așa are o groază de vinuri, tata. Să te aduci unul altul. Și de acolo până în cap o să tragi o placă și o să fie casa. Cât e camera că își face? 3 camere. Un living mare. Bine, acum așa e planul, dar oricum se pot schimba și întâmpla multe din mers. Vrea să-și facă un living mare, asta știu sigur. Doamne, că-l și vă când e gata cum stă. Cred că se plimbă, știți cum, de acolo, 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 în față, afară, pe drum. Și asta e curtea. El a zis că, așa pentru veveriță, vrea să îi lase ambientul. Vrea să îi lase ambientul. Și-a plantat meri, peri, gutui. Ia uitați și floricele cresc. E fain așa. Urmele. Urme. De unde știi că a fost Nelson Mandela prin zonă? Foarte faină grădina.
Uite ce fluturi fain. Cosaj. Parcă ești într-un basc. Așa cum sunt copacii. Cușca lui Tokyo. Ce faci tot ok aici? În copac, bam. Totul bio, natural. Mănâncă Tokyo mare direct din copac. Dar e mare. E mare terenul pentru că e tot așa în sus. Nu știu sigur dacă de până acolo, dar oricum și dacă ești până acolo numai. E mare. Adică ai curte mare. Poți să faci o groază de chestii. Sunt altele și mai mari, bineînțeles, da? E mai mult decât suficient. Și din câte am înțeles, acolo e intrarea și o să-și fac aici garaj, în loc la ambarul ăsta. O să fie garaj. Cred. Din ce știu eu. Nu-i 100%. Mărul ăsta e interesant. Așa, din punct de vedere artistic. Cum o să fie casa și buf, mărul. Numai nu știu dacă o să rămână. Cam atât în clipul ăsta, prieteni. Ia uitați ce face Tokyo, ia uitați ce fac vecinii. Dau găuri în pereți. Tokyo dă găuri în mobilă. Tokyo sau Veverița, nu știu sigur. Și pe aici au mai făcut. Să facă. Ca și copiii când îți desenează pereții. Să-i deseneze. Plătește tata. O zi minunată, prietenii mei. Și Doamne ajută să vă realizați tot ce aveți de realizat pe ziua de azi. Nu vorbesc la general. O dăm punct ochit, punct lovit pe ziua de azi. Vă pup!